Bine v-am găsit, pofticioșilor. Vă e cald, nu? Mie și cald, mie și foame. Dar dacă mi-e cald, mi-e bine, v-am spus, eu suport canicula. Mă bucură canicula, mă face fericit. Vreau să mănânc, vreau să slăbesc. Cum fac? Păi o să-mi fac o salată de curtități, rețetă proprie. A mea și cu ajutorul lui Cookie, normal. Țineți minte, prin anii 90, celebrele reclame la arăzătoarea Werner, că nu o să niciodată, mi se părea așa o sculă să faci salate, să toci morcov de toate, da? Acum l-am pe Thermomix și o să fac o salată de crudități extrem de rapidă și extrem de gustoasă. Și o să pun așa, am niște o sfeclă roșie, castraveți, 2 castraveți, cornișon și un dovlecel. Aici este familia ardeilor, un ardei gras alb, un ardei capia și un ardei iute din care am scos semințele, 2 cepe verzi tăiate bucățele așa, și partea verde și partea albă, morcovi, țelină, păstârnac, usturoi și mai am niște stafide, niște semințe, zeama de la o lămâie și bineînțeles ce am uitat că am aici. Ingredient esențial, iaurtul. Nu-l pusesem aici la vedere. M-am grăbit foarte tare să fac acest video pentru că mi-este foame. Dau drumul la treabă. Punem frumos în bol tot ce avem aici. Rămadă așa. Sfecla, castraveții și dovlecelul, morcovii, țelina și păstârnacul, ardeiașii, ceapa verde, alt. Au umplut bolul. Și pe usturoi. Dau pe cântar. O să pun 30 de grame de ulei, pentru că Edita e mai cantitatea. 30 de grame de ulei de măsline. Asta a fost. Niște sare, 2 lingurițe, ok, zeama de la o lămâie, cum am spus, câteva linguri de iaurt, mai gras, mai dietetic, cum vă lasă dietele voastre. Hai să pun 4 linguri. Ca să fac cel mai simplu dressing de pe pământ. Pun capacul și o să o las 10 secunde, pentru că sunt foarte multe. Deși cred că, ia să văd în 5 secunde cum să fac. 5 secunde la viteza 5. Dacă mai trebuie, nu mai lasă pe 5 secunde. Du-du-du-dum. Aruncăm o privire rapidă, hai cu chi. Mai trebuie 5 secunde, pentru că sunt multe. 5 secunde, de asemenea la viteza 5. Cred că am 700 de grame de cantitate. Acum cu siguranță este ok. Bineînțeles. Le punem frumos în bol. Salată de crudități a la Martin. Sau a lui Martin. Așa să se scrie. Toată zeama asta, mă scuzați. Niște probleme un pic cu înghițitul. Ok. Mulțumesc, Liana. Bun. Acum. Îl pun pe bol aici frumos. Pun o mână de 2 de stafide, niște semințe, un amestec de semințe pentru salată. Asta e din ciclu, aoleo, mamă, mai încarc niște stafide, mai încarc niște semințe. Uitați-vă și voi ce e aici, dragilor. Dragilor, opa, da? Ia uitați, Dita e mai bolul
10 secunde. Da. Îți ia mult mai mult timp să cureți legumele și să le... Mă scuzați. Mănânci și nu te îngrași, din contră slăbești. Eu o să-l pun în frigider. Îl mai prelungesc un pic plăcerea. O să-l las vreo jumătate de oră în frigider să fie rece așa, da? Și o să mănânc așa pendelete și până data viitoare, eu și Cookie, termomixul meu, vă spunem toate cele bune, aveți grijă de voi și bucurați-vă zi de zi de ce aveți și bineînțeles, puneți mâna și gătiți, gătiți pentru cei pe care îi iubiți. Pa!